Last night we discussed the roles of the husband and wife. Aseară am discutat rolurile soțului și a soției. We are going to just touch on finishing the role of the wife tonight first. O să încercăm doar să terminăm să vorbim despre aceste roluri întâi în seara asta. Then we're going to talk about, is there any promise in Scripture that our children will be saved? Apoi o să vorbim dacă este vreo promisiune în Biblie despre faptul că copiii noștri vor fi mântuiți. And then tomorrow the first session at least will be about how do we treat our children? Și mâine, cel puțin prima sesiune va fi despre cum ne tratăm copiii. And then if we have time, the last session we will address marriage, divorce and remarriage. Și în ultima sesiune, dacă avem timp, o să vorbim despre căsătorie, divorț și recăsătorire. So, plenty of time to irritate you with my teaching. Am destul timp să vă irit cu învățătura mea. Okay, turn to 1 Peter chapter 3. Să deschidem Biblia la 1 Petru capitolul 3. This is where we left off last night. Aici am rămas aseară. And I would just want to point out a few things in this section. Și aș vrea doar să subliniez niște lucruri din pasajul acesta. If there's any section in Scripture that goes absolutely against our cultural understanding of things today, it's this passage. Dacă este vreo secțiune din Biblie care merge împotriva culturii zilelor noastre, este acest pasaj. Okay. So it first talks about, in verses 1 and 2, it talks about it, if your husbands do not believe the word. Întâi vorbește în versetele 1 și 2, dacă soții nu cred cuvântul, sunt neascultători față de cuvânt. You know, how are you to affect change in them? Cum puteți provoca schimbare în ei? And the biblical answer is what we call counterintuitive. Și răspunsul biblic este ceea ce am numit noi că este contraintuitiv. Because gossip is much more a sin that women deal with. Pentru că bârfa este un păcat cu care femeile de multe ori se confruntă. Because they talk more. Pentru că ele vorbesc mai mult. Whereas lust is much more of a guy's sin. Pe când dorința este mai mult dorința păcătoasă este mai mult o luptă pe care o poartă bărbații. So, since women naturally talk, și fiindcă femeile în general vorbesc, you would naturally think the way you get your husband to change is to talk. S-ar gândi în mod normal că felul în care să îl schimbi pe soțul tău este să vorbești. And yet Scripture says no, do the exact opposite. Dar Scriptura spune să facem exact contrariul. Oh, this doesn't seem normal. Ok, asta nu pare normal. It says so that they may be won over without words. Spune ca să fie câștigați fără cuvânt. By the behavior of their wives. Prin purtarea soțiilor lor. But this is just one example. There's many in Scripture of God's way is just not our way. Acesta este doar un exemplu și sunt multe în Biblie a faptului că calea lui Dumnezeu nu seamănă cu calea noastră. Now this is not saying that you don't say anything. Asta nu înseamnă că nu trebuie să spui nimic. What it is saying is you do not rely on your words to change him. Ceea ce spune este că nu te bazezi pe cuvintele tale ca să-l schimbi. There are things that need to be said in a kind way. Sunt lucruri care trebuie spuse cu dragoste. Because you are his helper. Pentru că ești ajutorul lui. But that's not what you're relying upon to change him. Dar nu pe asta te bazezi ca să-l schimbi. It's the behavior of your lives. Ci este comportamentul vieții tale. So, you living for Jesus Christ, God says, will have a profound effect on him. Prin trăirea ta pentru Hristos, vei avea un efect profund asupra lui. And then in verse 4, they talk about the gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight. Și în versetul 4 vorbește despre un duh blând și liniștit care este prețios înaintea lui Dumnezeu. And if there's anything that goes the opposite direction today is
for a woman to pursue a gentle and quiet spirit. Și dacă este ceva ce se împotrivește culturii în ziua de astăzi, este ca o femeie să aibă un duh blând și liniștit. The word today for a woman is to assert herself. Un cuvânt de a descrie femeile astăzi este să se evidențieze. Don't let anybody walk on you. Nu lăsa pe nimeni să te calce în picioare. Demand your rights. Cereți drepturile. And scripture says just the opposite. Și scriptura spune exact inversul. So here's an example of you have to decide whose advice you're going to take. Și acesta este un exemplu de a faptului că trebuie să hotărăști al cui sfat îl iei. The example of an unbelieving, God-hating culture. Exemplu unei culturi necredincioase care îl urăște pe Dumnezeu. Or the example of an all-wise God. Sau exemplul unui Dumnezeu înțelept. Who made you and he knows how to give you the best of life. Care te-a făcut și care știe cum să-ți dea cei mai buni în viață. But you have to obey his word. Dar trebuie să asculți cuvântul lui. Hmm. Questions about this? Întrebări? Expensive. She's explosive. Loud. Yeah. Well, okay. We all, God created all of us uniquely different. Dumnezeu ne-a creat într-un mod unic și diferit pe fiecare dintre noi. We all have different emotional temperaments. Cu toții avem temperamente emoționale diferite. You know, an Italian family yells at dinner table. În familie italiană se zbeară la masa de cină. Yeah. A Dutch family will be very quiet. Familiile olandeze o să fie foarte tăcute. Okay, so every temperament has strengths and weaknesses. Fiecare temperament are puncte forte și puncte mai slabe. If you are very outgoing, dacă ești foarte deschis, you have to learn self-control. Trebuie să înveți să te controlezi. If you're very quiet, dacă ești foarte tăcut, you have to learn to speak. Trebuie să înveți să vorbești. So if you're quiet, you're afraid to speak. Dacă ești tăcut, ți-e frică să vorbești. So you have to walk by faith and speak. Deci trebuie să mergi prin credință și să vorbești. And if you're very outgoing, și dacă ești foarte deschis, you have to exercise self-control. Trebuie să ți exerciți autocontrol. So we all have things to work on. Cu toți avem lucruri la care să lucrăm. Okay. This may sound strange. S-ar putea să sune ciudat asta. But if I'm going into just let's say another church just to visit. Dar dacă de exemplu mă duc într-o biserică doar să vizitez. Where do you think I'll sit? Unde credeți că o să mă așez? I will never go down to the front. Nu o să mă duc niciodată în față. I will sit in the very back. O să stau în spate de tot. I don't want anybody to notice me. Nu vreau să mă observe nimeni. Because part of me is I'm an introvert. Pentru că o parte din mine este că sunt un introvert. Which means I'm not bothered by being alone. Ceea ce înseamnă că nu mă deranjează să fiu singur. Which is strange for what I do. Ceea ce este ciudat pentru ceea ce fac, ceea ce mă ocup. I teach for a living. Predau ca un mod de viață. So I have to overcome a natural resistance to walk down front. Așa că trebuie să lucrez la această rezistență pe care o am să merg în față. When I was younger, to walk down front would be a real painful experience. Când eram mai tânăr, să mă duc până în față era într-adevăr o experiență dureroasă. But when I became a believer, dar când am devenit credincios, I had to begin to work at changing that. A trebuit să încep să lucrez ca să schimb asta. Which means I had to learn to live with uncomfortable situations. Asta a însemnat că a trebuit să învăț să trăiesc cu circumstanțe inconfortabile. The worst thing is to identify your weakness and then just want to live with it. Cel mai rău lucru este să ți identifici slăbiciunile și apoi să continui să trăiești cu ele. Whatever your weakness is, you have to battle to change it. Oricare este slăbiciunea ta, trebuie să te lupți ca să o schimbi. No, you'll be able to do that because the Holy Spirit is going to cause you to change. O să poți să faci asta pentru că Duhul Sfânt va cauza schimbarea în tine. So the fruit of the Spirit in Galatians 5. Așa că roadele Duhului din Galateni 5. Example for the person who is very
emotional. De exemplu, pentru omul care este foarte emoțional. The fruit, one of the fruit of the spirit is self-control. Unul dintre aceste roade este autocontrol. Yeah. I have two daughters. Yeah, I couldn't say it. Am două fete. And one is very expressive. Una este foarte expansivă. And one is very quiet. Și una este foarte liniștită. So, it's just it's the way it is. Așa stau lucrurile. But you can't use your weakness as an excuse. Dar nu poți să-ți folosești minusurile ca și scuze. Because we're all a work under construction as a believer. Pentru că toți suntem lucrări în construcție ca și credincioși. Huh. Okay. Any other question? Alte întrebări? Okay, point out one more thing in verse 3. Să mai subliniem ceva în versetul 3. Where he says your beauty should not come from outward adornment. Frumusețea voastră să nu stea în împodobirea exterioară. We live in a time when preoccupation with the external, especially for a woman, is everywhere. Trăim într-o vreme în care preocuparea pentru aparență, mai ales la femei, este peste tot. And one of the problems that we're seeing is that women believe they have a right to wear whatever they want to wear. Și una dintre problemele pe care le vedem este că femeile cred că au dreptul să poarte orice vor să poarte. And this is causing a problem. Și asta cauzează o problemă. Because wearing clothes that we would normally consider rather immoral. Pentru că a purta haine pe care le-am catalogat mai degrabă ca imorale are now becoming the norm culturally. Devin acum o normă culturală. And so modesty is something that is quickly going away. Și modestia este un lucru care dispare foarte repede. And so as a woman, you need to be sensitive to this. Ca și femeie trebuie să fii sensibilă la lucrul ăsta. The problem is if you have teenage girls, you're going to have to say no to cultural fashion. Problema este că dacă ai fete adolescente, va trebui să spui nu culturii modei. And that's not easy for mothers to do. Și asta nu e un lucru ușor pe care să-l facă mamele. Right, to teach a daughter to be modest. Să îți înveți o fiică să fie modestă. Because somehow women today feel that they have a right to wear whatever they want. Pentru că într-un fel femeile din ziua de azi cred că au dreptul să se îmbrace oricum. It is just another example of self-centeredness. E doar un alt exemplu de centrare în sine. When because you have no concern for how you will affect somebody else. Pentru că nu te interesează deloc cum o să afectezi pe altcineva. Yeah. So the Lord made us very different, male and female. Dumnezeu ne-a făcut foarte diferiți, bărbați și femei. Women are far more relational. Femeile sunt mai înclinate spre relații. That's why they buy romantic novels. De asta cumpără romane romantice. Guys don't buy romantic novels. Bărbații nu cumpără așa ceva. Guys get pornography. Bărbații iau pornografie. Because they're not interested in the relationship so much. Pentru că pe ei nu interesează atât de mult relația. It's just the sex. Cât te interesează sexul. But men are turned on through the eye gate. Dar bărbații sunt excitați prin ceea ce văd. And that's the way God purposed it. Și asta a fost în planul lui Dumnezeu. Which for the woman in marriage is a wonderful thing. Când ceea ce pentru o femeie în căsătorie este un lucru extraordinar. That means the man is attracted to her. Asta înseamnă că bărbatul este atras de ea. But that has to be controlled. Dar asta trebuie să fie un lucru controlat. So there's just whenever we live, there are cultural challenges. Oricând trăim, în orice perioadă există provocări culturale. And that just happens to be one of them today, both for women and guys who have to live in that society where we see far too much. Și asta este una dintre problemele din cultura noastră, și pentru bărbați și pentru femei, când vedem mult prea mult. Yeah. Question about that. Întrebări.
No, I don't think it's a black and white issue. Nu cred că e o problemă văzută în alb și negru. No husband wants his wife to look ugly. Niciun soț nu vrea ca soția lui să arate urât. But this is telling the woman, where do you put most of your effort to be beautiful? Dar asta spune despre femeie, unde pui cel mai mult efort ca să fii frumoasă? And the Lord says, for the believer, it's inside. Și Dumnezeu spune, pentru un credincios, este înăuntru. It's not external. Nu e un lucru exterior. Now, if you've ever sat next to someone who doesn't use deodorant, dacă ați stat vreodată lângă cineva care nu folosește deodorant, it can be a difficult situation. Poate să fie o situație dificilă. Yeah. So you appreciate people, you know, your spouse takes care of herself. Așa că apreciezi când partenerul tău are grijă de el. But that's not her preoccupation. Dar asta nu e preocuparea ei. Her preoccupation is to become a woman of God. Preocuparea ei este să devină o femeie a lui Dumnezeu. So there's nothing wrong with, you know, tasteful jewelry. Așa că nu e nimic greșit cu bijuterii drăguțe. Or makeup. Sau machiaj. But there is, if that's your preoccupation. Dar este o problemă dacă asta este preocuparea ta. I think that's what they're getting at. Cred că asta vrea să spună. Question? Alte întrebări? Okay. So that's really when you get down to verse 6. Când ajungem la versetul 6. This is a rather bold statement that the apostle Peter makes. E o propoziție foarte curajoasă pe care o spune Petru. When he says Sarah calling Abraham her Lord, is the example. Exemplu este așa cum Sara l-a numit pe Avram domn. But once again, it's the he's talking about submission. Dar din nou vorbește despre supunere. This honors God. Asta îl onorează pe Dumnezeu. Because we'll just repeat what we said last night, you're able to submit with a good attitude because God is controlling your husband. Cum am spus și aseară, poți să te supui cu o atitudine bună pentru că Dumnezeu este cel care îl controlează pe soțul tău. And he won't allow him to do anything that's not for your good. Și nu o să-i permită lui să facă nimic care nu este spre binele tău. This is Romans 8:28. Asta e Romani 8:28. And then of course we discussed that at the end last night in verse 7. Și apoi am discutat aseară finalul versetului 7. That husbands are given a very stern warning never to take advantage of their wife. Când soților li se dă un avertisment foarte puternic, niciodată să nu profite de soțiile lor. Because she is in a weak position. Pentru că ea este într-o poziție mai slabă. Because she has to submit. Pentru că trebuie să se supună. So, any other questions about this section? Mai sunt întrebări despre secțiunea asta. Okay. Let's change gears and talk about children of believers. O să schimbăm subiectul și o să vorbim despre copiii creștinilor, credincioșilor. Okay. I know something about this because when I came out of seminary, I was a Presbyterian pastor. Știu câte ceva despre asta pentru că atunci când am terminat seminarul, eram un presbiterian. I embrace covenant theology. Țineam teologia legământului. I follow the Westminster Confession of Faith. Urmam mărturisirea de credință de la Westminster. And one of the essentials of that system of theology is infant baptism. Și unul dintre lucrurile esențiale ale acelei teologii era botezul copiilor mici. Now, some would say that I did come to my senses. Unii oameni ar spune că mi-am revenit. And I changed my views on infant baptism. Și mi-am schimbat ideile despre botezul copiilor. From infant baptism to believers baptism. De la botezul copiilor mici la botezul credinciosului. But then I was asked to leave the church that I was a pastor of. Dar apoi mi s-a cerut să părăsesc biserica pe care o păstoream. They gave me 2 weeks to leave. Mi-au dat 2 săptămâni ca să plec. And so I didn't have any job to go to. Nu aveam nicio altă slujbă la care să mă duc. But the Lord took care of me. Da, Dumnezeu a avut grijă de mine. It was not a pleasant situation. N-a fost o situație plăcută. But it was essential that I go through it. Dar a fost esențial să trec prin ea.
Because in the end, the only thing for the believer, the only thing that's important is to be faithful. Pentru că în final singurul lucru care contează pentru un credincios este să fie credincios lui Dumnezeu. What happens when we're faithful is none of our business. Ce se întâmplă atunci când suntem credincioși nu e problema noastră. Because we really don't know what will happen. Pentru că într-adevăr nu știm ce o să se întâmple. All we know is our Father in heaven will take care of us. Tot ce știm este că Tatăl nostru din ceruri o să aibă grijă de noi. Now he may not take care of us the way we think we ought to be taken care of. Acum s-ar putea să nu aibă grijă de noi așa cum credem noi că ar trebui să aibă grijă de noi? And he is very creative. Și este într-adevăr foarte creativ. But he will take care. Dar o să aibă grijă. So, and he took care of me. Și a avut grijă de mine. So now I have a great illustration when we talk about infant baptism. Și acum am o ilustrație foarte bună când vorbim despre botezul copiilor mici. Okay. So let me describe, because this, in my opinion, is the best defense of infant baptism there is. În opinia mea, cel mai bun argument pentru botezul copiilor mici este următorul. That God has made a promise to be God to you and your household. Că Dumnezeu a promis că El va fi Dumnezeul tău și al casei tale. And so you are to give your children the sign of the people of God. Deci trebuie să îi dai copilului tău semnul poporului lui Dumnezeu. Which is today water baptism. Care este în ziua de astăzi botezul în apă. And this sign indicates either that they are believers. Și acest semn indică ori faptul că ei sunt credincioși. Or that they will become believers. Sau că vor deveni credincioși. They are called covenant children. Se numesc copiii legământului. Mm-hmm. And the argument, the basic argument for that is very simple. Și principalul argument pentru asta este foarte simplu. Israel is the people of God in the old covenant. Israel este poporul lui Dumnezeu în vechiul legământ. They are told to circumcise the males on the eighth day. Lor li se spune să-și circumcidă copiii de parte bărbătească în a opta zi. And circumcision is the sign of the people of God under the old covenant. Circumcizia este semnul poporului lui Dumnezeu sub vechiul legământ. So, God doesn't change and salvation doesn't change. Deci Dumnezeu nu se schimbă și mântuirea nu se schimbă. As we enter the new covenant era. Atunci când intrăm în era noului legământ. That is this side of Pentecost. Care este după cincizecime. And so the sign of the people of God now is water baptism. Așa că semnul pentru poporul lui Dumnezeu acum este botezul în apă. Infants were included in the people of God in the old covenant era. Copiii erau incluși în poporul lui Dumnezeu în era vechiului legământ. So it's only natural that they be included in the people of God in the new covenant. Deci pare că e natural să fie incluși și în noul legământ. Because God doesn't change and salvation doesn't change. Pentru că Dumnezeu nu se schimbă și mântuirea nu se schimbă. And from a certain point of view, that sounds pretty good. Și dintr-un anumit punct de vedere sună foarte bine. We have to be honest, for most of church history, infant baptism was the norm. Trebuie să fim sinceri, în aproape toată istoria bisericii, botezul copiilor mici era un lucru normal. So when we talk about the reformers from the 1500s on, așa că atunci când vorbim despre reformă după anul 1500 înainte, virtually all of them embraced infant baptism. Aproape toți au îmbrățișat această practică. And I am a Calvinist. Și eu sunt un calvinist. I hold to the doctrines of grace, the five points of Calvinism. Țin doctrinele harului, cele cinci puncte ale calvinismului. But now I am strongly against infant baptism. Dar acum sunt foarte împotriva botezului copiilor mici. So let's explore it and see where it comes from, how they handle scripture and why it's not true. Hai să vedem de unde vine, cum este văzut lucrul ăsta în scriptură și de ce nu este adevărat. Okay. Questions so far? Întrebări până acum? Okay. So let's begin in Romans chapter 4. Să începem în Romani capitolul 4. Verse 11. Versetul 11. But let's okay. Let me go over the context of this section of Romans. Să vorbim puțin de context despre Romani.
Chapters 1, 2, and 3, up through verse 20, talk about why everybody, Jew and Gentile, needs a Savior. În capitole 1, 2 și 3, până la versetul 20, vorbește despre de ce toată lumea, evrei sau neevrei, au nevoie de un Salvator. But beginning with 3:21, through the end of 5, they discuss how do we are we accepted by God, and that is by having our sins paid for on the cross. Dar de la capitolul 3, versetul 21, până la finalul capitolului 5, vorbește despre cum suntem noi acceptați înaintea lui Dumnezeu prin jertfa lui Hristos. This is the subject of justification. Acesta este subiectul justificării. In chapter 4 of Romans, și capitolul 4 din Romani, is addressing how do we get the forgiveness of sins from that Jesus purchased on the cross. Vorbește despre cum primim iertarea lui Dumnezeu prin faptul că Iisus a murit pe cruce. And of course the answer in chapter 4 is by having saving faith. Și bineînțeles răspunsul în capitolul 4 este având credința mântuitoare. So that's really the context. Acesta este contextul. So let's read verse 4 through verse 12. Chapter 4. Să citim de la capitolul 4, de la versetul 4 până la versetul 12. Would someone read that, please? Cineva. So let's focus on verse 11. Să ne uităm la versetul 11. So Abraham's circumcision was for him a sign that he was a believer. Circumcizia lui Avram a fost pentru el un semn că el este credincios. That's very simple. E foarte simplu. But let's go back to Genesis 17. Hai să întoarcem la Geneza capitolul 17. Because that's part of the section that's talking about the Abrahamic covenant. Pentru că aceasta este partea care vorbește despre legământul avramic. And remember, let me just summarize the Abrahamic covenant. Să fac un sumar al acestui legământ al lui Avram. The Abrahamic covenant reveals God's plan. Legământul avramic revelează planul lui Dumnezeu. He promises to have a people and to take them into his land. El promite să aibă un popor și să-l ducă în țara promisă. The Abrahamic covenant embraces both the old covenant and the new covenant. Legământul avramic aduce împreună vechiul legământ și noul legământ. Because the physical descendants of Abraham are going to be the Israelites. Pentru că poporul fizic al lui Dumnezeu o să fie israeliții. And then of course God establishes them as a nation on Mount Sinai. Și Dumnezeu îi stabilește ca o națiune pe muntele Sinai. And so they become the people of God. Și ei devin poporul lui Dumnezeu. And he takes them under Joshua into the promised land. Și îi ia prin Iosua în țara promisă. So from the point of view of the Old Testament, așa că din punctul de vedere al Vechiului Testament, the Abrahamic covenant is fulfilled by the old covenant. Legământul avramic este împlinit în vechiul legământ.
You have the people of God and you have the promised land. Avem poporul lui Dumnezeu și avem țara promisă. But this is only a temporary picture. Dar aceasta este doar o imagine temporară. Because the people of God, Israel, they are only a picture, an unbelieving picture of the people of God. Pentru că Israelul, poporul lui Dumnezeu, este doar o imagine necredincioasă a poporului lui Dumnezeu. And the land is only, the land of Canaan is only a temporary picture of a land that will never end. Și Canaanul este doar o imagine temporară a pământului care nu va avea sfârșit. So then, the new covenant, which is also under the Abrahamic covenant. Și atunci noul legământ care este tot în cadrul legământului avramic. Of course, this is describing the work of Jesus on the cross. Bineînțeles, acesta este descris prin lucrarea lui Hristos de pe cruce. He purchases a people from every tribe, nation and tongue who have their sins paid for and they have new hearts. El își ia un popor din orice limbă, orice națiune care au o inimă nouă. And he promises to take them into an eternal land. Și promite să îi ducă într-un tărâm veșnic. So when you're reading scripture, atunci când citim scriptura, and you're in the Old Testament, și suntem în Vechiul Testament, you would say the old covenant is the fulfillment of the Abrahamic covenant. O să spunem că vechiul legământ este împlinirea legământului avramic. But if you're in the New Testament, dar dacă suntem în Noul Testament, you would say no, the real fulfillment of the Abrahamic covenant is the new covenant. O să spunem nu, adevărata împlinire a legământului avramic este noul legământ. And you would be accurate with both statements. Și ai o să ai dreptate în ambele cazuri. Questions about this. Întrebări. Because I would say scripture assumes you understand this. Pentru că eu o să spun că scriptura presupune că înțelegi lucrurile astea. Yeah, these front seats are cursed. Locurile astea din față sunt blestemate. Yes, everybody knows that. Front seats are cursed. Toată lumea știe asta. You put a blessing on them. That's good. We needed that. Okay. So now let's go to Genesis 17. Să mergem la Geneza, capitolul 17. So the Abrahamic covenant is explained initially in chapter 15. Legământul avramic este explicat inițial în capitolul 15. But when we get to chapter 17, they address the issue of circumcision as being part of the Abrahamic covenant. Dar când ajungem la capitolul 17, se adresează subiectului circumciziei ca parte a legământului. So let's read verses 9 through 14. Să citească cineva, vă rog, de la 9 la 14. Okay. Romans 4:11 says that Abraham's circumcision is a sign that he was a real believer. Romani 4:11 spune că circumcizia lui Avram este un semn că el era un adevărat credincios. So then here in Genesis 17, he's told to circumcise all the males of his household. Și aici în Geneza 17 se spune să circumcidă toți bărbații băieți oamenii de parte bărbătească din neamul lui. And he had a huge household. Și avea o casă mare. And so all the males from the grandfathers to the infants are to be circumcised. Așa că toți bărbații de la bunic până la cel mai mic copil trebuiau să fie circumciși. But faith is not a requirement to get the sign. Dar credința nu era o necesitate ca să primească semnul ăsta. It was for Abraham.
but not for his household. Era pentru Avram, dar nu era și pentru casa lui. Because in Genesis, the Abrahamic covenant is seen to be fulfilled in the old covenant with Israel. Pentru că în Geneza, legământul avramic pare să fie împlinit în legământul cu Israel. Because in the old covenant with Israel, the only requirement for being the people of God is that you're born into an Israelite family. Pentru că în vechiul legământ cu Israel, singura obligație ca să fii parte din poporul lui Dumnezeu era să fii născut israelit. So what we need is God to provide a commentary on the relationship between physical circumcision and water baptism. Ceea ce avem nevoie ca Dumnezeu este să aducă un comentariu între circumcizie și botezul în apă. Or as we say, God has to interpret his own word. Sau cum am spune, Dumnezeu trebuie să-și interpreteze propriul cuvânt. But we do have that. Dar avem asta. Colossians chapter 3. Coloseni, chapter 2, excuse me. Capitolul 2. So Colossians chapter 2 verses 11 and 12. Coloseni capitolul 2, versetele 11 și 12. So would someone read verses 11 and 12 of Colossians 2? Să citească cineva, vă rog. Okay, first this says that if you're a real believer, în primul rând, asta spune că dacă ești un credincios adevărat, then you have been circumcised. Atunci ai fost circumcis. But this circumcision is a circumcision done by Christ. Dar această circumcizie este una făcută de Hristos. That is the work of Christ on the cross has been granted to you. Asta înseamnă că lucrarea lui Hristos de pe cruce ți-a fost atribuită ție. Which means you have your sins paid for. Ceea ce înseamnă că ai păcatele iertate. And you've received this radical changing work of the Holy Spirit. Și ai primit această lucrare radicală de schimbare prin Duhul Sfânt. So, we give water baptism to those who give evidence of being circumcised by Christ. Așa că noi îi botezăm în apă pe cei care arată dovezile faptului că au fost schimbați de Hristos. So there is a relationship between circumcision and water baptism. Deci este o legătură între circumcizie și botezul în apă. But it's not symmetry. Dar nu este simetrie. Like they're both the same. Ca și cum ambele ar fi același lucru. That's the mistake of covenant theology. Asta este greșeala teologiei legământului. It is picture fulfillment. Este vorba de imagine și împlinire. Israel, an Israelite being circumcised is a picture of the people of God. În Israel, a fi circumcis este o imagine a poporului lui Dumnezeu. But if you've been circumcised by Christ, and then water baptism is the picture that you really are a believer. Dar dacă ai fost într-adevăr circumcis de Hristos, botezul în apă este o dovadă a faptului că ai fost într-adevăr transformat de Hristos. Which is why we only give water baptism to those who give evidence of being circumcised by Christ. Așa că acesta este motivul pentru care îi botezăm în apă doar pe cei care aduc dovezile faptului că au fost circumciși de Hristos. And why infants don't qualify. Și de aceea copiii mici nu se califică. So let's questions. Întrebări.
Yeah, well, they're both a sign of the people of God. Ambele sunt semne ale poporului lui Dumnezeu. It's just the old covenant sign was an unbelieving picture of the people of God. Doar că în vechiul legământ este o imagine necredincioasă a poporului lui Dumnezeu. Whereas the new covenant sign, când semnul în noul legământ, we give to those who give evidence of being a believer. Îl dăm celor care au evidențele faptului că sunt credincioși. Hmm. So the from my point of view, the mistake of covenant theology, din punctul meu de vedere, greșeala teologiei legământului, is how they view Israel. Este felul în care văd Israel. So then how we view Israel becomes a very important subject. Așa că felul în care vedem Israelul devine un subiect foarte important. Aha. So every evaluation of Israel from the Old Testament through the New Testament is that they are unbelieving. Fiecare evaluare a Israelului din Vechiul Testament până în Noul Testament arată că ei sunt un popor necredincios. So let me give you just one example. Să vă dau doar un exemplu. Turn to Galatians chapter 4. Galateni capitolul 4. This is the allegory of Hagar and Sarah. Aceasta este alegoria cu Agar și Sara. So let's read verses 21 through 31. Să citim de la 21 la 31. Să citească cineva Galateni 4 de la 21 la 31. In verse 24, it describes the old covenant as only produces children who are slaves. În versetul 24 descrie faptul că vechiul legământ produce doar copii care sunt sclavi. The reason that is so is because the old covenant is a works covenant. Motivul pentru care se întâmplă asta este pentru că vechiul legământ este un legământ al faptelor. It's not gracious. Nu e har. Now it is true that God is unbelievably gracious to Israel under the old covenant. Este adevărat că Dumnezeu este plin de har cu Israelul în vechiul legământ. But that's not the covenant. Dar nu acesta este legământul. The covenant is that you have to obey the Mosaic law perfectly or God will curse you. Legământul este că trebuie să respecti perfect legea mozaică sau Dumnezeu te va blestema. Are there any questions about that? Sunt întrebări despre asta. Because there's lots of places we can go to show that. Pentru că sunt foarte multe locuri în Scriptură în care putem să mergem ca să arătăm lucrul ăsta. But here the Hagar represents the old covenant. Dar aici Agar reprezintă vechiul legământ. And it only produces children who are in slavery. Și produce doar copii care sunt în sclavie. That's why because it's a works covenant. Pentru că este un legământ al faptelor. So real believers are produced by the new covenant. Adevărații credincioși sunt produși de noul legământ. Sarah represents the new covenant. Sara reprezintă noul legământ. Ah. So
Hagar represented physical Jerusalem. Agar a reprezentat Ierusalimul fizic. Whereas Sarah represented heavenly Jerusalem. Pe când Sara reprezintă Ierusalimul ceresc. Yeah, we are the result of the new covenant. Noi suntem rezultatul noului legământ. We have all of our sins paid for. Avem toate păcatele iertate. And we're experiencing the transforming work of the Holy Spirit. Și experimentăm lucrarea transformatoare a Duhului Sfânt. Israel under the old covenant had no payment for sins. Israelul sub vechiul legământ nu avea nicio plată pentru păcate. Sacrifices did not pay for sins. Sacrificiile nu plăteau pentru păcate. And there was no transformed life. Și nu existau vieți transformate. So this discussion of Israel is crucial in order to understand why infant baptism cannot work. Această discuție despre Israel este crucial ca să înțelegem de ce botezul copiilor mici nu are cum să funcționeze. So, if the old covenant is just a picture, dacă vechiul legământ este doar o imagine, then children are included because it's just a picture. Atunci copiii sunt incluși pentru că este doar o imagine. But once you get to the real thing, dar the new covenant, atunci când ajungem la lucrul real, la noul legământ, where you can the evidence of being in the new covenant is that your sins are paid for and now you are an incurable God lover. Unde dovada că ești în noul legământ este faptul că ai păcatele iertate și că ești un iubitor incurabil al lui Dumnezeu. Then things become quite clear. Atunci lucrurile devin destul de clare. So the problem with covenant theology or the Westminster Confession of Faith. Problema cu teologia legământului sau cu declarația de credință de la Westminster? Is that it's based on a false understanding of Israel under the old covenant. Se bazează pe o înțelegere greșită a Israelului în vechiul legământ. So there is no promise that is given to the children of believers in the new covenant. Nu există nicio promisiune care li se dă copiilor credincioșilor în noul legământ. Well, yeah, that God has made a promise to be a God to you and your children. Da, faptul că Dumnezeu promitea că va fi Dumnezeul tău și al copiilor tăi. In the old covenant, that is true. În vechiul legământ, asta e adevărat. But he's not talking about salvation. Dar nu vorbește despre mântuire. But when he talks about salvation, it's not true. Pentru că atunci când vorbește despre mântuire, nu e adevărat. Turn to Acts chapter 2. Să deschidem la Fapte, capitolul 2. And I want to tell you how I used to read a certain section of scripture. Și vreau să vă spun cum obișnuiam să citesc o anumită secțiune. Of course, this is the day of Pentecost. Aceasta e ziua cincizecimii. This is Peter's sermon. Aceasta este predica lui Petru. Okay. Let's pick it up in verses 36 to 41. Haideți să citim de la versetul 36 până la 41. Chapter 2, right? Chapter 2. Deci, Fapte, capitolul 2, de la 36 la 41.
I used to read this as a Presbyterian. Ca presbiterian obișnuiam să citesc pasajul acesta. Where it says, you know, that if you repent and are baptized there, you know, that you are forgiven and you receive the Holy Spirit. În care spune că dacă v-ați botezat, vă botezați spre iertarea păcatelor și veți primi darul Duhului Sfânt. And I used to read verse 39 this way. Și astfel citeam versetul 39. The promise is for you and your children. Promisiunea este pentru voi și pentru copiii voștri. Stop. Punct. But that's not the verse. Dar nu asta spune versetul. First, that's not the and the promise is not that way. Și promisiunea nu este în acest fel. The promise is that if you can believe the gospel message, you will be saved. Promisiunea este că dacă poți să crezi cuvântul Evangheliei, o să fii salvat. And the promise is for you. Și promisiunea este pentru tine. If you believe. Dacă vei crede. Promise is for your children. Promisiunea este pentru copiii tăi. If they believe. Dacă vor crede. Promise is for those who are far off. Promisiunea este pentru toți cei ce sunt departe. If they believe. Dacă vor crede. Well, who's going to believe? Și cine va crede? Well, for all whom the Lord our God will call. Toți cei pe care îi va chema Domnul. Ah. So this is just the offer of the gospel. Deci aceasta este doar oferta Evangheliei. This is like John 3:16. Este ca Ioan 3:16. Yeah, you believe in the Lord Jesus Christ, you will be saved. Crezi în Domnul Iisus Hristos și vei fi salvat. That's the promise. Asta este promisiunea. And that promise is always kept. Și promisiunea aceasta este mereu ținută. But to begin to say that no, the promise is God's going to be a God to your household. Dar să încep să spui că nu, Dumnezeu promite să fie un Dumnezeul casei tale. That's not what it means. Nu asta înseamnă. Okay, so let's look at it and say, what does it say? Hai să ne uităm și să ne întrebăm ce spune. So would you mind reading verse 8? Citește, rog, versetul 8. Now, is it possible that this refers to anybody who has not believed? Este posibil ca asta să se refere la toată lumea care nu a crezut? No, this says everybody who's believed. Nu, spune că toți cei care au crezut. Infants don't believe. Copiii mici nu cred. They're included by God's promise to the believing parents. Ei sunt incluși în promisiunea lui Dumnezeu pentru părinții credincioși. That's not what this says. Dar nu asta spune. This says his entire household believed. Asta spune că toată casa lui, familia lui a crezut. Well, if you believe, then you can get baptized. Dacă crezi, poți să fii botezat. But you have to believe. Dar trebuie să crezi. So we just say let's read the verse. Așa că spunem haide să citim versetul. But in 1 Corinthians chapter 1. Dar în 1 Corinteni capitolul 1. Let's read verses 13 through 16. Să citim de la versetul 1 Corinteni 1 de la 13 la 16. Don't be timid. Nu fiți timizi.
the household of Stephanas. Cei din familia lui Stefanos. Okay. Well, there it says he baptized the household. Spune că i-a botezat toată familia. And we would assume young children were part of the household. Și o să presupunem că și copiii mici erau parte din această familie. But let's go to 1 Corinthians chapter 16. Dar hai să mergem la 1 Corinteni capitolul 16. And let's read verse 15. Și să citim versetul 15. So, all those that were baptized, deci toți cei care au fost botezați, they became the first converts in Achaia. Au devenit întâiul rod din Ahaia. And they devoted themselves to the servants of the saints. Și s-au dedat slujirii sfinților. Now I have 13 grandchildren. Eu am 13 nepoți. And I really love them. Și iubesc foarte tare. But when they were very young, they did not devote themselves to the servants of the saints. Dar când erau foarte mici, nu s-au dat pe ei pentru a-i sluji pe sfinți. So this is just talking about everybody in the household actually believed. Aici vorbește despre faptul că toți cei din casă au crezut cu adevărat. And they had a new heart. Au o inimă nouă. And they exhibited a life of wanting to live for the Lord. Și arată o viață care vrea să trăiască pentru Hristos. This is all we're doing is paying attention to let Scripture interpret Scripture. Tot ce facem este să fim atenți și să lăsăm Scriptura să interpreteze Scriptura. Yeah, when you look at the Westminster Confession, când te uiți la mărturisirea de la Westminster, when it talks about infant baptism, când vorbește despre botezul copiilor mici, there's a long list of scripture passages under it. Este o, sub asta este o listă lungă de pasaje din Scriptură. It looks very impressive. Arată impresionant. Until you actually look at each passage one at a time. Până când iei fiecare pasaj pe rând. You look at the context. Te uiți la context. And you find out that they don't teach it. Și îți dai seama că nu asta învață. It just initially looks impressive. Inițial pare impresionant. And when you add to that the history of the church, și când adaugi la asta istoria bisericii, where infant baptism was very much a part of the church for many years, în care botezul copiilor mici era o mare parte, foarte mulți ani, and covenant theology describes itself as the historic Christian faith, și teologia legământului se descrie ca fiind o historic Christian faith, ca o credință istorică. It all sounds very impressive. Sună foarte impresionant. But as we say, the emperor has no clothes. Dar așa cum spunem, împăratul nu are nicio haină. That is, there's really no biblical foundation for it. Nu există nicio fundație biblică pentru asta. It's wrong about Israel. E greșit în legătură cu Israelul. Yeah, they aren't the real people of God. Ei nu sunt adevăratul popor al lui Dumnezeu. Yeah. It's wrong about the circumcision that Abraham gave his household. Este greșit în legătură cu circumcizia pe care Avram a dat-o casei lui. It's wrong about the promise in Acts 2. Este greșit în legătură cu promisiunea din Fapte 2. It's wrong about the households. Este greșit în legătură cu familiile. It's just wrong. E doar greșit. But all of my theological training was in covenant theology. Dar toată instruirea mea teologică a fost în teologia legământului. So some would probably say that I have fallen all the way down to new covenant theology. Dar cineva spuneam că am căzut până jos până la nou legământ.